Plaja dintre Mamaia și Năvodari este cunoscută drept una pe care își au sediul de vară toate cluburile de fițe și terasele cu băuturi fine. În luna septembrie, afacerile se închid brusc, dar patronii uită să mai adune și gunoiul. Ba chiar transformă în deșeuri uitate pe plajă șezlongurile sau beach barurile. Din păcate, după ce au închis activitatea, au curățat zona de interior pentru a o lăsa cât mai sigură împotriva incendiilor, au scos materialele care ar fi putut fi inflamabile și le-au aruncat la marginea plajei lor, pe care o dețin ei, la o altă zonă de plajă care nu aparține nimănui deocamdată. Zeci de saci de deșeuri, sacii sunt de 240 de litri, sacii din spatele nostru, și au aruncat deșeuri din bar, adică sticle de siliciu, aluminiu, peturi și foarte mult material PVC. Ce suntem de acesta? Aici vor rămâne până la vară? Nu cred. Cred că vor veni până la urmă tot cei de la Apele Române și vor face o muncă în plus, nefiind plătiți pentru acest lucru. Chiar dacă în contract știm foarte bine că orice concesionar de plajă este obligat ca la sfârșitul sezonului estival să dea plaja așa cum a închiriat-o. Victor Maxim, un tânăr voluntar, s-a apucat să strângă mizeria lăsată în urmă. A măsurat și notat câte deșeuri a găsit. El susține că 40% din plajele concesionate sunt pline de gunoaie. Unele din ele ajung până la 5 tone pe o mică porțiune. În ultima săptămână am monitorizat aproximativ 12 km de plaje, începând de din orașul Constanța până la limita orașului Năvodari. A durat aproximativ 5 zile, a trebuit să iau la picior fiecare metru liniar de plajă, urmând ca acolo unde găsesc deșeuri să le monitorizez și să le pun într-o bază de date pe care o folosim la București, o bază de date care se numește Harta Națională al Deșeurilor. Monitorizarea ajunge atât la Ministerul Mediului, dar și la Apele Române, aceștia fiind parteneri în cadrul monitorizărilor noastre, tocmai pentru că pe 27 septembrie avem o acțiune de ecologizare pe plajele de pe litoralul românesc. Ce ai observat? Cât de murdară este plaja Mamaia Năvodari? Aproximativ 40% din plajele monitorizate au cantități considerabile de deșeuri pe suprafața acestora, și foarte multe dintre ele au de ordinul tonelor, adică există cel puțin 7-8 plaje de pe acest sector care au peste 2-3 tone de deșeuri depozitate la marginea plajei. Și acum o părere personală, ține de, eu știu, bunul simț al lor, ține de lipsa educației, de ce se întâmplă aceste lucruri? Țin principal din lipsa unui contract cu salubrizatorul local, poate pentru prețurile mai piperate pentru aceștia. Dacă în timpul verii aceștia au avut grijă să-și ducă deșeurile în regim propriu către groapa de gunoi, iată, la sfârșitul sezonului estival au mai rămas ceva tone de deșeuri și au zis probabil că le vor lua data viitoare, anul viitor, când vor redeschide plajele, pentru că acestea nu sunt concesionate doar pe un sezon estival. Plaja pe care ne aflăm este concesionată, de exemplu, pe 10 ani. Nici reprezentanții agențiilor de turism nu sunt mulțumiți de felul în care înțeleg să facă afaceri patronii de terase și cluburi de pe litoral. Am primit semnale negative din acest punct de vedere. Au fost turiști care au venit în programul Litoralul pentru Toți în primele săptămâni din septembrie și, din păcate, au găsit plajele foarte murdare sau chiar se lucra la suprafețele de plajă, chiar aproape trecând peste cearceafurile turiștilor, fără a se ține cont de turiștii acestui program Litoralul pentru Toți. Din nou se vede că nu există o coordonare și nu există nici dialog, de fapt, între cei care realizăm cu adevărat circulația turistică, cei care aducem turiști, hotelierii, agențiile de turism și cei care administrează, primesc de fapt aceste plaje și le administrează. Pe mine m-au deranjat însă gunoiul de pe anumite plaje chiar în timpul sezonului, repet, acest lucru este chiar și mai grav și din nou spun că trebuie să cerem răspunsuri și să punem aceste întrebări la DADR, cei care ar trebui să fie primii care sesizează aceste lucruri, până la le vedea dumneavoastră televiziunea sau noi, Asociația Litoral. Patronii care au lăsat mizeria în urma lor mai au o săptămână să facă ordine, apoi vor fi amendați de Apele Române. Operatorii economici au obligația să predea
plajele care au fost închiriate pe timpul verii până la 30 septembrie administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral în condiții de igienă totală. Cei care nu respectă aceste clauze prevăzute în contract riscă amenzi între 2500 și 5000 de lei și pot plăti în 48 de ore valoarea minimă, jumătate din cuantumul minim al amenzii. De la 1 octombrie, plajele vor intra în conservare până anul viitor, la 1 mai.